ați văzut vreodată un om ce nu grăiește, ce doar prin gesturi se exprimă și prin ochi vorbește? Oare ați văzut vreodată pe acest om plângând, dorind a vă spune ceva, dar neputând, și încercând prin gesturi aș exprima părerea? Pe chipul său tăcut lacrima îi era durerea, scurtându-se pe obrajii plini de praf îi ardea fața. Simțea că în orice loc mărunt din el dispărea viața și ar fi vrut atunci pentru un moment aprinde glas. Însă în loc de voce acum doar sunete au rămas, ce nu au niciun fel de continuitate, dorind a deveni cuvinte ce pentru el-s deja uitate. Iar tipul împietrit parcă se transformă în lut, ochii sunt umezi și e tăcut. Am încercat a liniști, am încercat a-l înțelege și m-a privit zâmbind, un zâmbet rece. A vrut pentru un moment, am explicat, dar s-a oprit, mi-a întors spatele și am rămas uimit. I-am înțeles tristețea care l-a păsa, însă nu am simțit atunci ceea ce el simțea. Și aș fi vrut să-i dau bucăți din glasul meu o clipă, să nu poată vorbi, nu mai știa și acum țipă. Și l-am lăsat țipând în sinea sa tăcut și nu mai știu nimic de el, nimic mai mult. Nu mai vrei nimic acum, cauți doar uitare, secundele n-aduc nici măcar alinare. Conturează poate o lume între visuri și o să poți trăi ca un om fără lipsuri. Nu mai vrei nimic acum, cauți doar uitare, secundele n-aduc nici măcar alinare. Conturează poate o lume între visuri și o să poți trăi ca un om fără lipsuri. Acum întrebarea, ați văzut vreodată un om ce nu zărește, ce prin atingere află tot prin simțuri el trăiește? Oare ați văzut vreodată pe acest om plângând, dorindu-și să vadă ceva, dar neputând, și încercând prin alte simțuri ca să perceapă viața, atingând tot în jurul său, îi văd zâmbindu-i fața? Însă imediat îl și văd întristându-se, văzându-l derutat îl și văd întrebându-se, ce formă, ce culoare, ce face lucru, ce a atins? Din ochi fără lumină, orice scânteie acum s-a stins și s-a prelins pe obrazul său întunecat o lacrimă ce ne-a parcă mii de nuanțe adunat, dorind a-i colora cu măestrie totul. S-a scurs însă încet până când a atins pământul și în locul acela trist o floare a răsărit. Mama a plecat și am privit-o și a zâmbit. Atunci mi-a întins mâna și m-a privit ciudat, din ochii fără viață simțeam parcum chemat. Un lucru neînțeles ce mă striga într-una, însă nu i-am răspuns înlăturându-i mâna. Și atunci vântul din mână mi-a suflat-o, rămânând doar urma florii ce am adunat-o. Și mi-am dat seama că am greșit, dar fi văzut că-mi părea rău, durea cumplit. Nu mai vrei nimic acum, cauți doar uitare, secundele n-aduc nici măcar alinare. Conturează poate o lume între visuri și o să poți trăi ca un om fără lipsuri. Nu mai vrei nimic acum, cauți doar uitare, secundele n-aduc nici măcar alinare. Conturează poate o lume între visuri și o să poți trăi ca un om fără lipsuri. Și mă întreb, oare ați văzut vreodată un om ce nu aude, dorind a percepe ceva transmisibil prin unde? Oare ați văzut vreodată pe acest om plângând, dorind a auzi ceva, dar neputând, și încercând prin voce și prin ochi în gând, aș înțelege glasul simțindu-l tremurând și adunând din rămășițe rând pe rând cuvinte ce atingându-le le înțelegea vibrând. Și se întrista mereu văzând că au tot ce spune și a oprit glasul, a închis ochii și s-a ferit de lume, crezând că toate sunetele care îl înconjoară îi fac doar rău și îl resping și îl doboară. Fiind atins în sine de o durere mută, simțea parcă și sufletul că nu îl mai ascultă, retras în neul său lăuntric ca un uitat. Suavul glas al liniștii parcă ar fi ascultat. A închis ochii și a tăcut și a plecat, schițând pe fața sa un zâmbet întristat, privindu-mă pierdut precum auzul său de mult. Mi-a dat de înțeles că îi cer mult prea mult și ar fi râs, însă nu rezolva nimic. Și ar fi plâns, nu mai avea decât un pic. Ar trebui să nu mai spunem că suntem oropsiți, când de fapt cei ca ei sunt cei nefericiți. Nu mai vrei nimic acum, cauți doar uitare, secundele n-aduc nici măcar alinare. Conturează poate o lume între visuri și o să poți trăi ca un om fără lipsuri. Nu mai vrei nimic acum, cauți doar uitare, secundele n-aduc nici măcar alinare. Conturează poate o lume între visuri și o să poți trăi ca un om fără lipsuri.